CSM Târgu Jiu a parafat un nou transfer. Echipa de basket antrenată de Claudiu Alionescu l-a readus în lot pe pivotul sârb Stefan Andreevici. Basketbalistul a semnat pentru un sezon cu gruparea gorjeană. Pe 22-23 avem un turneu aici la Târgu Jiu cu Steaua și cu Cluj, două meciuri foarte puternice în care vrem să vedem la ce nivel suntem la ora actuală. Chiar astăzi am parafat o înțelegere cu Stefan Andreevici, care jucătorul sârb s-a întors la Târgu Jiu pentru a pune umărul la victoriile următoare care o să vină pentru CSM. Între timp, echipa de handbal a intrat în vacanță după 4 meciuri câștigate. Secția de handbal va intra în vacanță începând de astăzi. A fost un singur turneu jucat cu rezultate foarte bune, 4 victorii din 4, care ne dau speranțe că anul viitor vom promova în prima ligă. Mai e mult de muncă, nu s-a încheiat această bătălie pentru promovare, dar sunt foarte mulțumit de rezultate și de omogenitatea care au dat dovadă fetele. O să intre în vacanță începând de astăzi până pe 8 ianuarie, cred. Pentru efortul depus, conducerea clubului le-a recompensat pe fete cu prime.